Este mielul să primească lauda, slava, cinstea, gloria și onoarea
Așa spun cei din ceruri și trebuie să o recunoaștem și noi cei de pe pământ, că Lui se cuvine lauda, slava, gloria și cinstea, lucruri care vrem să îi le dăruim în seara aceasta, în închinarea noastră, în prezența Lui, înaintea Lui, în casa Lui, și dorim ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Poetul cântării spunea că mă smeresc înaintea Ta și Te iubesc, spunea el. Și noi putem spune același lucru, cântăm Domnului și îl lăudăm în Psalmul 30, versetul 4, cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. De ce iubiți de El? Pentru că El față de noi și-a arătat dragostea până când noi nici nu-L cunoșteam. El ne-a iubit întâi. A dovedit dragostea Lui prin fapte, pentru că a venit în lumea noastră din glorie, din slavă, la un fir de praf, un fir de iarbă, cum îl descrie cuvântul lui Dumnezeu, un abur. Așa este omul. Și totuși, Domnul nostru a venit din slavă pentru noi, pentru că ne-a iubit. Acum când știm că ne-a iubit, putem exclama ca și psalmistul în Psalmul 33 de la versetul 20, sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Suntem convinși de lucrul acesta? În întâlnirea noastră din seara aceasta avem încă o dată posibilitatea să ne convingem de lucrul acesta. Da, inima noastră își găsește bucuria în El. Cred că întâlnirea noastră este o bucurie, o întâlnire cauzată de bucuria întâlnirii cu El. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce? De ce ne bucurăm? Căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne! Și aceasta să fie rugăciunea noastră în continuare. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Vă invit în scopul acesta să ne închinăm și înaintea Lui în rugăciune și să-I cerem lucrul acesta. Doamne, suntem aici pentru că avem nădejde că Tu ești cu noi. Fie și peste noi în seara aceasta îndurarea Ta, bunătatea și dragostea Ta, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Ne rugăm Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.
Vă invit cu respect să reocupați locurile. Și în seara aceasta, ca în toate întâlnirile noastre, vă spunem cu aceeași bucurie, bine ați venit la casa Domnului. Dorim ca și întâlnirea din seara aceasta să fie sub privirile Domnului, răsplătită de El și binecuvântările Lui să ne însoțească și harul Lui și în seara aceasta. Dorim să contribuim și noi împreună cu cei care slăvesc pe Domnul cântând, să slăvim pe Domnul în seara aceasta, chiar dacă nu toți cântăm în formații, cel puțin de acolo de unde suntem, să fim atenți, răspunzând cu cinste, cu respect slujbei din casa Domnului. Domnul să ne binecuvinteze și în seara aceasta în întâlnirea noastră. Continuăm să ascultăm pentru slava Domnului corul de copii, care slăvesc pentru Domnul, pe Domnul cu prima cântare, după care tinerii bisericii cântă pentru slava Domnului, apoi din nou corul de copii.
Amin, Domnul să-i binecuvinteze de acum și până când vor fi bătrâni să țină privirea sus. Amin. Spre Domnul Iisus. Surorile Jessica și Melania și Angela vor slăvi pe Domnul, după care ascultăm primul mesaj al acestei seri și Domnul să binecuvinteze pe fratele Octavian, care va avea acest mesaj. Amin. Slava zărilor senine și inima.
slăvit.